Hristos a înviat. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Astăzi, iubiților, se încheie, cum numim noi în spațiu bisericesc, odovania. Astăzi este odovania praznicului învierii Domnului. Se încheie după prăznuirea învierii. Dar în fiecare duminică reînviem în memoria noastră praznicul învierii. Și dacă trăim duhovnicește, putem să trăim această interioritate prin har în fiecare zi. Mâine avem praznicul înălțării Domnului și trebuie să ne gândim la o înălțare duhovnicească și, bineînțeles, să ne amintim și de eroii neamului. La Sfântul Maslu voi continua cu rândul predicilor din cartea profesorului evlavios Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale. Părintele profesor a analizat cum numai un profesor poate să analizeze Sfinții Părinți, ce spun ei, de ce a căzut omul, cum s-a îmbolnăvit omul, ce este păcatul, ce face păcatul omului, care sunt urmările, dar n-a rămas numai aici, ci dă și soluții pentru ieșirea din mocirla orbitoare și zdrobitoare a păcatului. Am rămas la faptul că singurul lucru de care trebuie să se teamă creștinul este să nu păcătuiască. Conștiința curată este sărbătoare continuă, iubiților. Și mulți dintre noi am experimentat-o personal. Trăind după capul nostru și după mintea noastră, ajungem într-o ceață și într-o neliniște. De multe ori avem impresia că fericirile veacului, plăcerile veacului acestuia trecător ne vor împlini. Și după ce le gustăm, ne dăm seama de deșertăciunea lor. Noi suntem făcuți mai mult pentru cele duhovnicești, pentru Dumnezeu, decât pentru materie. În special tinerii visează să aibă banii lor, să aibă mașina lor, să aibă căsuța lor. Și după ce le dobândesc, mulți dintre ei mărturisesc: părinte, am crezut că lumea asta poate oferi mai mult, dar nu m-au împlinit cu adevărat. Mă bucur puțin timp de ele, după care văd o mașină mai bună, mai frumoasă, mai modernă, mai puternică, văd o pereche de papuci mai fain, o rochie mai scumpă și mai frumoasă și nimic din veacul ăsta trecător nu mă împlinește cu adevărat. În schimb, conștiința curată este sărbătoare continuă. Vă invit să studiați puțin ce este păcatul. Noi vorbim despre păcat, dar am văzut mulți tineri, nu știu ce înseamnă păcatul. Nu știu să definească păcatul, nu recunosc dușmanul. Și dușmanul se bagă ușor pe sub piele, printr-o țigară acceptată la un prieten, cu niște prieteni într-un cerc așa de veselie. Un pahar de vin în plus acolo. Te miri ce acum sunt țigări mai deosebite, cu burieni, cu muguri, cu tot felul de prostii. Sunt pentru tineri oferte de rai înainte de rai, fără nevoință. Ai tras dintr-o țigară și ești în împărăția cerurilor, frate. Dar săptămâna de după e dezastru. Și după aia începi să ciordești de la părinți pe ascuns că nu-ți ajunge, driblezi, începi, te împrietenești cu minciuna, nu mai trăiești cum trebuie. Mai merge, patimile se asociază, le place să viețuiască, mai trebuie un pahar în plus, cauți veselie, alte plăceri, de sub pântece, tot felul de ticăloșii care te înrobesc. Mântuitorul explică foarte simplu. Păcatul te înrobește. Noi suntem o mașinărie cerească foarte sensibilă la păcat. De aceea vă invit să ocoliți păcatul, iubiților. Luptați împotriva lui. Păstrați-vă conștiința curată. Am rămas la patologia cunoașterii. Păcatul distruge cunoașterea. Omul nu mai cunoaște cu adevărat nici creația lui Dumnezeu, nici pe sine, nici pe Dumnezeu. Prin păcat se întunecă, se concentrează pe cele trecătoare și chiar față de lucrurile create se raportează pătimaș. Nu le vede rostul. Devine el rob lucrurilor în loc să se folosească cumpătat și echilibrat de ele. Ajunge, iubiților, la o minte împrăștiată, la o minte agitată, la tulburații, la tulburare, la agitare. Gânduri, tot felul cultivă de gânduri slabe și nefolositoare. Are o minte zăpăcită. Nu e o minte liniștită, echilibrată. Nu știe cum să-și păzească mintea. Mintea este ca o grădină, iubiților, sau o curte, sau o casă, cum doriți, în care noi suntem invitați să menținem
curățenie și să împodobim mintea noastră numai cu lucruri frumoase. Dumnezeu nu ne face legume și ne pune unde vreași sau roboți, ci ne invită la împreună lucrare. De noi depinde ce cultivăm în grădina minții noastre. Ca să avem o minte liniștită, o minte cu gânduri frumoase, cum spuneau părinții, mulți au uscat trupurile, bine, nu-i cazul nostru, modernitate, chiar dacă ținem post, ținem din alte considerente, mai ales fetele până să se mărite, majoritatea, sau băieții, acum trebuie să ai trupul perfect și pentru că fetele nu te bagă în seamă. Și în loc să lucrăm pentru cele folositoare, noi pierdem timpul cu cele nefolositoare. Și atunci să ajungem la un fel de simplitate sănătoasă. Nu prostie, iubiților. Părinții spun că Dumnezeu e simplu. Sfinții sunt simpli, în sensul că ei sunt una. Nu sunt prăștiați într-o mulțime de lucruri nefolositoare. Vedeți, noi și la slujbă ni-e foarte greu de multe ori să fim cu mintea acolo. Mai ales când sunt lucruri din astea, ni se pară nouă japoneză. Că părintele au citit din, sau se citește la strană, din apostol, rugăciunile, ni-e foarte greu să ne concentrăm pe tot ce se întâmplă acolo. Omul modern, din păcate, iubiților, cu toată tehnologia care are și părți foarte bune, îi rupt în două la capitolul atenției. Nu poate să fie atent, îi vine foarte greu. De aceea, mulți mi-au spus, părinte, să nu te întinzi cu predica mai mult de 15 minute, că ne plictisește. Ar trebui orele să fie reduse la 15 minute și pauzele la 45. Ar fi extraordinar școala, atunci cumva altfel lucrurile s-ar petrece la școală. Copiii ar tânji după școală. Necunoașterea lui Dumnezeu, spune Sfinții Părinți, iată Sfântul Marcu Ascetu, este maica și doica tuturor răutăților. Ea le naște și le alăptează. Dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeul nostru, și nu mă refer la o cunoaștere teoretică, iubiților, să vă explic acum, n-ați gustat mierea niciodată și vă spun cum e mierea la gust. E una să descrii mierea și altul să guști mierea. Și să deosebești mierea de salcâm, mierea de tei sau polifloră sau mierea de mană. Am un prieten în străinătate care mi-a spus, părinte, eu cred că Dumnezeu a făcut rău, și binele și rău. Mi-am dat seama că pe un om nu poți să-l învingi rațional dacă el vrea să creadă în ceva. Iată, la acest capitol, iubiților, patologia cunoașterii este un capitol, subcapitol numit răul ca irealitate. Nașterea unei cunoașteri fantasmagorice, ireale, perceperea delirantă a realității la omul căzut. Vreau să sintetizez câteva lucruri din acest capitol. Dintr-o dată să stabilim, părinții spun următorul lucru. Rău nu este de la Dumnezeu. Bine, de unde a apărut atunci răul? Răul este creația din voință liberă la început a diavolului. Diavolul a fost un înger, cel mai frumos înger. Gândiți-vă! Era aproape peste toți îngeri. Toți îngerii îi se supuneau și îl ascultau pe el. Și în el s-a născut ideea să-l dea pe Dumnezeu la o parte și să fie el în locul lui Dumnezeu. Un fel de îndumnezeire fără Dumnezeu, cum dracu a venit și a propus omului, ființei umane. Și atunci a căzut puterea, inclusiv existența noastră, existența îngerilor, a tuturor a creației, a tuturor lucrurilor pe care le vedem, există și subzistă prin mila lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu susține creația, iubiților. Dacă Dumnezeu s-ar retrage din creație, totul ar pica în absurd. Deci Dumnezeu n-a făcut lumea și s-a retras frumos în șezlong sau în hamac și stă și se distrează. Ce fac nebunii ăștia? Dumnezeu susține creația. Îl trimite pe Fiul Său, Iisus Hristos. Omul păcătuiește, Hristos se răstignește pentru păcat, tămăduiește firea umană îmbolnăvită de păcat și dă posibilitatea omului ca, asociindu-se cu puterea lui Dumnezeu, să ajungă ce? Nu slugă, iubiților, ascultați, ci fiu moștenitor al împărăției cerului, împărat al creației. Dumnezeu pentru asta l-a făcut pe om să împărățească împreună cu Fiul
Iisus Hristos, care va rămâne pentru totdeauna și Dumnezeu și om. Mai târziu și omul participă la crearea răului. Am citit o pildă. Erau doi prieteni, orbi, cerșători, într-un oraș. Nimic nu-i putea despărți și lovind prietenia lor. Dracu a încercat de nenumărate ori să strânească zânzane între ei și n-a reușit. Și avea o vrăjitoare, o bătrână ticăloasă și a spus: dă-mi o pereche de cizme de iarnă și eu ți-i fac să se certe. Și dracu spune: cerem, ce să-ți dau? Îți dau și mai mult. Și s-a dus bătrâna, uitați-vă ce ticăloasă, la orbi, era unul lângă altul și spune: îmi pare rău, am numai un galben de aur. Vă dau galbenul acesta. Dumnezeu să vă ajute. Și a plecat. Și ea, de fapt, nu le-a dat nimic. Și unul dintre ei spune: vai, o să mâncăm pe săturate de galbenul acesta, mă bucur că ți l-a dat. Dracu ți-a luat mințile, ți l-a dat ție și nu recunoști. Și s-au certat doi prieteni și dracu, spune pilda, de departe i-a aruncat cizmele ca să nu-i facă rău și lui. Uneori, răutatea oamenilor o întrece pe-a diavolilor, pentru că omul se materializează și, de fapt, aici veți vedea, părinții spun următorul aspect. Omul, printr-o cunoaștere greșită fără Dumnezeu, ajunge o jucărie în mâna diavolilor. De aceea să nu vă mirați că în jur mai sunt oameni de care se folosește dracu, ca să vă pui piedici spre urcușul duhovnicesc. Multă lume spune: părinte, până să nu merg la biserică, să țin post și să merg pe calea duhovnicească, nu aveam probleme. Prietenii mei de grătar, toți mă sar. Acum am sar toți în cap. Te-ai pocăit? Ții post? Mergi chiar în fiecare duminică la biserică? Ești nebun? Niște prieteni de-a mei mi-au spus că vecinii au sărit în cap și au spus: de ce nu duci copiii duminică la piață? De ce îi duci la biserică? Și a zis: ce să facă copiii mei la piață? Păi toată lumea merge la piață să vezi ce mai pe acolo, să mănânci. Zic: domnule, dar ce fac rău? Dar nu forța copiii. Copiii merg de drag la biserică. Întreabă-i pe ei unde vrea să meargă, la piață sau la biserică. Eu nu-i duc cu forța. O să observați, lumea îți sare în cap când tu încerci să mergi pe calea duhovnicească. Și eu vă spun din experiență. Când m-am întors în ultimul an de facultate la credință și am început să merg la biserică, am început să zică: ce cu tine? Du-te la psihiatru. Am un prieten bun care și acum spune că nu-s normal la cap. Trebuie să mă duc la psihiatru să-mi dea un diagnostic și un tratament. M-am dus la mănăstire ca prostul, iar la 26 de ani să te închizi în mănăstire. Ești nebun? Pentru un om care nu are perspectiva credinței, așa se întâmplă, iubiților. Părinții spun că rău nu există. Bine, el spune că există mai mult ca o negație, ca o negare a lui Dumnezeu, ca o necunoaștere a lui Dumnezeu, ca o uitare a lui Dumnezeu. Și de fapt, răul apare în absența lucrării binelui. Când nu se lucrează binele, apare rău. Și uitați-vă într-o grădină, dacă nu intervine omul, se umple de burieni. Dumnezeu ne-a lăsat în plan văzut tot felul de icoane ca noi să ne dăm seama că avem nevoie de intervenție pentru a menține mintea și inima curată. Sufletul care a fost creat ca să-L vadă pe Dumnezeu se concentrează în mod pătimaș pe cele văzute și orbește. Amintiți-vă duminica trecută cât e de frumoasă. Un orb din naștere ajunge văzător de Dumnezeu și băieții deștepți care citeau și ascultau cuvântul lui Dumnezeu în fiecare sâmbătă, citeau din prorocii, din psalmi, nu-L văd, nu-L recunosc pe Mesia. Impresionant. De ce, iubiților? Pentru că erau pătimași, pentru că mintea lor era bolnavă de mândrie, sufletul lor se îmbolnăvise de mândrie, de părere de sine, de lăcomie. Iar un om pătimaș nu vede limpede. Trebuie să se ducă la oftalmologul duhovnicesc. Hristos deschide ochii celor care înlătură păcatul din viața lor. Păcatul e un fel de zgură pe ochii minții, pe ochii sufletului. Și omul nu mai vede limpede. Omul merge orbecăind. Gândiți-vă, cineva spunea, ca să conduci bine o mașină, 80% din calitatea condusului e un parbriz curat. Trebuie să speli bine parbrizul ca să vezi, de fapt, ochii să vadă limpede.
Iată cât de important e să avem claritate în spațiul duhovnicesc. Iar păcatul e mizeria de pe oglinzi și de pe parbrizul vieții duhovnicești. Mi-a plăcut foarte mult. Aici profesorul folosește un fel de pildă. 15 minute. Cu asta închei. Continuăm dacă ne dă Dumnezeu vreme. Îi mulțumim. Uitați-vă că mulți mi-au spus: Părinte, facem înăuntru, facem afară, nu mai facem, că vin norii peste noi. Dumnezeu a fost bun. Știe că suntem cârtitori și slabi în credință și ne-a dat timp frumos. Inclusiv în cele create, noi îl putem vedea pe ziditor, pe creator. Dacă eu v-aș spune că altarul ăsta frumos de vară a apărut din senin aici la Cergău, toți ați râde. L-a făcut cineva, l-a măsurat, l-a proiectat, l-a executat cu un scop anume, ca părintele Serafim cu cântăreții să stea aici și voi afară. Să stea pochii la căldură, bine, și săraci credincioși acolo afară. Deci, automat vă dați seama că în spate există un creator, există cineva care l-a făcut. Toată creația asta care ne înconjoară cu iubire, toate florile astea care le-a cosit părintele Pavel fără milă, vă spun. Zic, vin fetițele lui părintele care vin aici și n-au ce culege. Zic, lasă măcar un triunghi acolo de floricele. O să se plictisească la maslu sărăcuțele. Și el spune așa: omul care nu-l vede pe Dumnezeu din creația lui este ca și omul care în plină zi cu soare își astupă ochii bine cu o cârpă și spune la toți că nu există soare, pentru că el nu-l vede. La fel, iubiților, suntem și noi nebuni dacă nu ne dăm seama din această creație armonioasă și frumoasă, care de fapt e buchetul de flori al lui Dumnezeu adus omului, arătându-l că îl iubește, rămânem în orbirea noastră. Dar dacă vedem, cunoștința aduce recunoștință, iubiților. Sârguința aduce cunoștință, cunoștința recunoștință, iar recunoștința sporește iubirea. Dacă soțul îi aduce soției florile preferate și o răsfață, o îmbrățișează, ea îi face mâncarea preferată și n-o scoate din dragă și chiar când o dojenește, o dojenește cu iubire. Draga mea, m-ai întristat mult cu cuvântul ăla pe care mi l-ai spus, dar atâta de mult te iubesc că trebuie să te iert. N-am ce să fac. Și ea nu mai știe cum să-l răsfețe la rândul ei. Și începe ciclul ăsta. Recunoștința sporește iubirea, iubirea sporește cunoștința, cunoștința sporește recunoștința și iubirea crește. Și noi ne apropiem în iubire unii de alții și față de Dumnezeu. Și atunci vom deveni cunoscători. Amintiți-vă ce spune Sfântul Ioan Evanghelistul. Gata, termin, 17 minute. Iar viața veșnică aceasta este să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Vreau să-L cunoașteți în interior pe Dumnezeu și să fiți fericiți în vecii vecilor. Amin. Mulțumim Domnului, iubiților, mâine-i sărbătoare, șomerii, călugării, cine își permite, îi fericit. Cine și-o găsi servici, treaba lui. Dumnezeu să ne ajute. Mulțumesc frumos.